Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 107 ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Previesc. Eu în această ediție aș vrea să vorbesc despre un fenomen care a luat amploare în ultimele luni și lucru care merită toată atenția noastră, și anume intensificarea procesului de credit ipotecare. De ce am hotărât să revin la acest subiect? Noi despre ramura construcțiilor care a intrat, să zicem așa, a trecut următoarele faze, ca să mergem rapid, a fost într-o criză profundă până de la independență până în perioada 2004-2005, apoi a cunoscut o creștere bruscă a prețurilor, în special, nu a volumului de construcție, până în 2008. În 2008 noi am ajuns la 900 de euro metru pătrat de locuință municipiu Chișinău, prețul mediu. Apropo, până în ziua de astăzi, prețul mediu în Chișinău nu a ajuns încă la 900 de euro, dar este un alt subiect, vom discuta poate într-o ediție separată. După aceasta a urmat o prăbușire lungă, în toată lumea s-a întâmplat acest lucru, a durat 2-3 ani, la noi a durat 10 ani. Am început să ne revenim spectaculos după 2018-2019, în 2020-2021-2022 prețurile au crescut pur și simplu mai rapid decât oamenii au putut accepta. Nu este corect să folosim noțiunea au crescut prețurile, mai precis ar trebui să spunem s-au recuperat prețurile, deoarece le-au început a crește față de ce a fost. Noi până în prezent prețul mediu, da, la apartamentele noi prețul acum e cu mult mai mare, dar la în mediu, dacă luăm și cele vechi, prețul mediu pe municipiul Chișinău încă nu a ajuns la nivelul la 2009. A urmat o stagnare în 2022, stagnare pe care noi am anticipat-o și am spus că va durea cel puțin vreo jumătate de an și după cum am spus, în a doua jumătate a anului, 2023, anticipăm o înviorare a pieței. Înviorarea s-a început dintr-un domeniu care și era de așteptat, volumul de credit ipotecare noi. Uitați-vă aici la grafic. Dacă observăm atent, până în anul 2017, volumul lunar de credit ipotecare noi era la nivel de 70-80 de milioane de euro pe lună, oamenii se contractau credite noi. După aceasta a urmat o creștere spectaculoasă, 2018-2019-2020, legată de programul Prima Casă. 2021 a fost un an fără precedent în istoria noastră și el este caracterizat de câțiva factori. Pe scurtă ce voi spune. Ce s-a întâmplat în 2021? A fost o cerere amânată din 2020. În 2020, cumva, oamenii și-au reținut cheltuielile și în 2021, cei ce n-au cheltuit în 2020, au cheltuit în 2021. 2. Dobânda prima dată a coborât puternic sub 10% și am avut cea mai mică dobândă din istoria noastră la creditele ipotecare. Plus oamenii în lei câștigau destul de mult, apartamentele încă nu reușesc să se scumpească și am avut o situație foarte interesantă, acum și-o veți vedea pe grafic ce am în vedere, dar apartamentele relativ ieftine comparativ cu salariile, creditele foarte atractive și oamenii s-au aruncat în luna septembrie 2023, oamenii au luat 525 de milioane de lei credit ipotecare noi. Într-o singură lună au luat mai mult decât în orice an până în 2017. Deci în luna septembrie au luat mai mult decât nici într-un an, întregul an, n-au luat atâta cât au luat în luna septembrie. După aceasta vine valul de inflație în Republica Moldova și politica fără precedent, aș putea spune, din năsprirea politicii fiscale a Băncii Naționale, 10 majorări de rate de bază. Și observați, în luna ianuarie am ajuns la 107 milioane de lei credit ipotecare noi. Da, comparativ cu septembrie 21, este de 5 ori mai puțin. Dar este mai mult decât până în 2017. Acum, în luna mai, volumul de credit ipotecare pur și simplu a sărit în sus și am ajuns de 2 ori mai mult decât în luna ianuarie. Cred că s-a început o înviorare a creditelor ipotecare. De ce așa se întâmplă? Unde va fi și ce se va întâmpla, asta discutăm. Deci creditele ipotecare noi, deci oamenii s-au întors la bănci și au început iarăși să ia credite și observăm că volumul de credite crește. De ce asta se întâmplă? Haideți să ne uităm la cât a fost dobânda la creditele ipotecare. Dacă observați, până în 2008, dobânda medie la creditele ipotecare 16%. În general se consideră
că un credit ipotecar are sens al ei atunci când dobânda bancară e sub 10%. Și recomandarea mea, într-adevăr, este dacă mai mult de 10%, fiți o leacă mai prudenți. După aceasta, până în 2016, noi am avut o dobândă relativ ridicată și observați, 2018, 2019 și 2021, la noi, dobânda bancară, prima dată în istoria noastră de independență, a coborât sub 7%, haideți să spunem așa, 6-7% dobânda medie bancară la un credit ipotecar. 2022 este marcat cu creșterea, am ajuns în ianuarie la 13,2% dobândă medie anuală la un credit ipotecar, de două ori mai mult decât un an și jumătate în urmă, lucru care a descurajat enorm. Comparativ cu perioada precedentă, observăm că creditele nu sunt atât de... Practic am ajuns la nivelul 2005-2016, în cont de inflație fără precedent, dar în condiția... Asta ar părea că nu-i mult, dar în condiția când oamenii s-au deprins, iau o dobândă de 6-7%, 13,2% de asta e dobânda medie, evident a speriat lumea și noi am ajuns la cel mai scăzut nivel, de 5 ori mai puțin decât în 2021. Acum dobânda scade destul de, aș spune, vesel. În fiecare lună observăm, avem, eu am pus din luna ianuarie, am pus și anul acesta, cred că vom publica acest grafic de câteva ori, în fiecare lună dobânda medie la creditele ipotecare scade, am ajuns acum la 11,6%, cred că în 2-3 luni de zile noi scădem sub 10%. 10% dobândă ipotecară, asta înseamnă o înviorare puternică a creditelor ipotecare noi. De ce a crescut și de ce scade dobânda la creditele ipotecare? Este evident că este efectul nemijlocit al politicii băncii naționale. Ori, în luna noiembrie 2020, rata de bază a băncii naționale sau banii care vin, spunem așa, în ghilimele Banca Națională către băncii comerciale, au ajuns la 2,65%. Este cea mai scăzută rată de bază din istoria țării noastre. Și ea s-a menținut până pe data de 30 iulie 2021. Deci, pe data de 29 iulie 2021, rata de bază era 2,65%. Apoi, datorită anticipărilor și așteptărilor inflației destul de ridicat și într-adevăr am ajuns la inflație până la 34% anual, Banca Națională a depus o politică din înăsprirea politicii monetare care să descurajeze creditele, să încurajeze economiile și noi am ajuns la ceea că rata de bază a crescut până la 21,5%, iar începând cu decembrie anul 2022, Banca Națională, în anticiparea reducerii inflației și stagnării economice, că la noi acum în economie situația nu este prea veselă, ca să o spunem așa, dar este o altă temă, poate vom reveni vreodată, Banca Națională dorește să încurajeze acum investițiile și consumul populației. La noi consumul populației s-a redus dramatic în perioada de criză. Aceasta se vede și pe încasările bugetului de stat din TVA, care sunt extrem de alarmante. Și rata de bază la 20 iunie a ajuns la 6% anual. Observați, este la un nivel minim. Cred că în viitor apropiat, iarăși ne apropiem, dar deja dacă ai 6%, ușor ajungi la 3-4%. Cert este că Banca Națională trimite un semnal foarte clar, noi relaxăm politica monetară, și mai facem cu un lucru Banca Națională, relaxează politica monetară, dar o relaxează desproporționat. O relaxează în privința leului și nu o relaxează în privința valutei. Altfel spus, Banca Națională transmite două semnale pieței. Băieți, gata, începeți a consuma și doi, faceți-o asta în lei. Deci Banca Națională încurajează investițiile, inclusiv imobiliare, ipotecare, consumul, investițiilor agenților economice, le încurajează în lei, lucru care de fapt se întâmplă dacă ne uităm atent la noi creditele și așa creșteau mai mult în lei, dar acum, într-adevăr, are loc o încurajare a investițiilor în lei. Dacă ne uităm la corelația dintre rata de bază a băncii naționale și dobânda la creditele ipotecare, observăm o legătură destul de directă. E clar că la creditele ipotecare efectele sunt mai întârziate, dar ținând cont cum a scăzut rata de bază, ne face să credem că în viitor apropiat noi vom avea o rată de bază la creditele ipotecare noi cu mult mai scăzut. Care e problema? Deci noi, într-adevăr, am avut pe piața imobiliară o stagnare în 2022, avem în 2023. Acum,
simțim o înviorare care, hai să spunem așa, o înviorare plăpândă. Ce obțin la capitolul credit ipotecar, observăm că se ia de două ori mai mult decât s-au luat acum 4 luni în urmă. Lucru care se va accelera următoarele luni, întrebarea este, dar avem noi apartamente? Uitați-vă, noi în prezent am ajuns în trimestrul 1, sunt datele pentru trimestrul 1, trimestrul 2 va apărea ceva mai târziu, la 324.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare. Cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani de zile. Ultima dată mai puțin am avut doar în 2003. Deci avem 324.000 comparativ cu 900.000, aproape de 3 ori a scăzut comparativ cu anul 21. Deci această scădere dramatică are loc aproape exclusiv pe baza municipiului Chișinău. În restul țării, dacă să vorbim, fără ca să supăr pe nimeni, practic piața imobiliară nu există. Piața imobiliară s-a concentrat atât în Chișinău. Și uitați-vă că în Chișinău Iașa s-a prăbușit în 2022-2023. Îngrijorarea mea este că cererea care acum începe să apară nu va fi acoperit cu ofertă. Și să nu ne trezim noi că avem o altă criză, când prețurile la apartamente noi brusc vă luau în sus, speculativ în sensul că pur și simplu nu vor fi apartamente noi buni pentru vânzare. De ce recomand guvernului să fie foarte prudent în politica sa de reglementare, să țină cont că noi în prezent avem și în trimestru 4, deja 2 trimestre la rând, avem un volum infim, aproape nevizibil de locuințe date în exploatare, în special în municipiul Chișinău. Dacă ne uităm atent în municipiul Chișinău, observăm, situația a fost dramatică pe tot parcursul anului 2022. Acum, în 2023, avem o ușoară înviorare, dar absolut deloc nu mă bucur până ce. Sper foarte mult că la este 189.000 de metri pătrați. Dacă observați, scăderea este de aproape 4 ori comparativ cu ceea ce am avut noi în 2021. Deci în Chișinău, de fapt, toată lovitura o ia Chișinău și observăm că situația în Chișinău rămâne una destul de complicată. De aceea eu mă tem că în condițiile de creștere a cererii, inclusiv bazată pe înviorarea împrumuturilor, să avem o problemă cu oferta. Haideți să ne uităm la credite. Dacă ne uităm atent în ramura construcțiilor, volumul total de credite pe care le dea bănci până în 2017 era relativ stabil 3,2 miliarde de lei. Deci volumul total de credite oferite de către bănci cumulativ în 2017 am ajuns la 3,2 miliarde de lei, atât la independență până în 2017. Din 2017 până în 2022 n-am crescut foarte rapid, portofoliul de credite a crescut, am ajuns la 13,7 miliarde, deci am îndeles toate creditele luate persoanelor fizice, credite ipotecare, plus credite date companiilor de construcții. Le-am luat împreună 13,7 miliarde de lei. În acest an avem o ușoară scădere, de ce este legată ea? Credite noi se iau mai multe, dar oamenii totodată se achită cu creditele vechi și pur și simplu în prezent noi luăm mai puține credite noi decât credite vechi pe care noi le achităm. Și atunci, din cauza aceasta, apare această diferență. Dar cred că următoarele luni vom avea o creștere. Cine așteaptă următoarele luni? Deci, după cum am spus, piața imobiliară în Chișinău a avut o perioadă de stagnare, acum prețurile stau relativ stabil, prețurile municipiului Chișinău s-au stabilizat, dar accesibilitatea apartamentelor crește. Ce înseamnă accesibilitatea? Cu ce vom vorbi? Și se mai întâmplă ceva. Uitați-vă atent ce avem noi la portofoliu de credite. Am finalizat anul 2022 cu maximul volum de credite care le-a dat cândva băncile, 61,6 miliarde de lei, dintre care 38,4 la agenții economici, 23,3 la populație. Până luna mai avem o scădere ușoară a portofoliului de credite, însă scăderea are loc din contul agenților economici. Asta este o altă problemă, este trebuie să îngrijoreze autoritățile de ce în cauza agenților economici nu iau credite. Cât privește din partea populației, situația rămâne relativ stabilă. Și acum, avem o presiune enormă pe piața financiară din Republica Moldova. Volumul depozitelor
inclusiv datorită politicii agresive a Băncii Naționale de Încurajare a Economiilor, au crescut și în luna mai am ajuns la 104 aproape miliarde de lei. Deci noi anul acesta am trecut de 100 de miliarde de lei, observați, anul trecut am avut 95 de miliarde, acum avem 103,8. Volumul de depozite a crescut cu aproape 9 miliarde de lei în 5 luni ale anului. Deci oamenii au adus în bănci în 5 luni ale anului 9 miliarde de lei. În același timp, volumul de credite a scăzut. Deci oamenii aduc bani în bănci, dar băncile nu dau credite. Dacă la noi volumul de depozite anul trecut a fost 95 de miliarde, iar credit 61,6, anul acesta volumul de depozite a urcat la 104 miliarde, dar creditele la 61 de miliarde. Și noi avem anul acesta cel mai mare surplus de bani în sistemul bancar din toată istoria noastră. Am avut recordul precedent în 2020, 34 de miliarde de lei, iar acum am ajuns la 43 de miliarde de lei. Deci băncile au acumulat cu 43 de miliarde de lei mai mult decât au dat. Cine așteaptă în lunile viitoare? Da, această acumulare a fost cumva fundamentată că Banca Națională până în luna decembrie a încurajat economiile, descurajat creditarea și a năsprit politica monetară. Acum, din contră, Banca Națională scade rata de bază, asta înseamnă că nu mai sunt atât de încurajați să facă economii și oamenii banii, inclusiv din bănci care depozite, unii vor decide să investească în imobili, deci cam așa văd eu lucru, că depozitele scade dobândă și atunci devin nu atât de atractive. Doi, se relaxează politica monetară și acesta 43 de miliarde de lei este ca un bulgări de zăpadă care trebuie să meargă în piață. Și băncile, cred că în următoarele luni vom asista la aceeași luptă acerbă care a fost în 2021, lupta pentru cel mai bun debitor. Cine este cel mai bun client? Cel mai bun client este populația persoană fizică. Ori calitatea creditelor la populație este de câteva ori mai bună decât la agenții economici. Ei întorc la vreme, nu au credite neperformante. Dacă au anumite probleme, cum a fost în pandemie din 2020 sau cum a fost în 2022, în criza când s-a început războiul, populația vreo 2-3 luni de zile a avut probleme cu întoarcerea creditelor, e foarte rapid să adaptează la noile circunstanțe. Am avut o mică rețineri de plată în 2020, când s-a început pandemia, 2022, când s-a început războiul, dar în 2-3 luni de zile oamenii au început iară să achită la vreme. Chiar odată o să mai prezint încă acest grafic. Și ce ne așteaptă pe noi? Rata dobânzii scade. Avem un surplus de lichiditate fără precedent, ca în 2020 am avut atunci 34 de miliarde, acum avem 43 de miliarde. Avem o nedorință a agenților economici de a-ți credita și avem o dorință puternică a populației de a se împrumuta, ceea ce a făcut pe dânsii mai sceptici la împrumuturi erau dobânzile mari. Dobânda scade, politica monetară se relaxează, băncile au surplus de bani care trebuie undeva să-i bage în economie. Evident, se va începe o luptă, o goană pentru client în cazul la persoanele fizice, de aceea eu și anticipez că va crește volumul de credit. Uitați-vă, depozitul noi a tras. Noi am ajuns în trimestrul 4, 15,31%, de la 3,36% dobânda a crescut până la 15,31%. Evident, creșterea dobânzii a adus banii în bănci. Acum s-a coborât la 9,34% cu tendință clară de scădere. Deci eu cred că prin această politică, Banca Națională, de fapt, încurajează în prezent consumul, lucruri care se va întâmpla. Și încă un moment, prețul apartamentelor. Este clar că prețul apartamentelor o să-l dai în euro. Și am să-l dăm, să facem o ediție unde vom spune cât costă un apartament în Chișinău, 1 euro. Dar mie îmi place un alt indicator. Am elaborat acum câțiva ani de zile în urmă un indicator și anume, accesibilitatea unui apartament. Ce înseamnă accesibilitatea? Ca eu să pot compara cât de accesibil este un apartament din Germania comparativ cu un apartament din Moldova, pentru un cetățean din Germania comparativ cu unul din Moldova, pe mine mă interesează câți ani trebuie să lucreze un neamț ca să-și cumpere un apartament și câți ani trebuie să lucreze un moldovan ca să-și cumpere un apartament. Asta este important. Cât e de accesibil, câți ani trebuie să lucreze eu acum ca să-mi cumpăr un apartament și câți ani trebuie să lucreze 10 ani în urmă ca să-mi cumpăr apartament. Ca să pot compara datele, eu iau un apartament de 70 de metri pătrați.
De ce 70 de metri pătrați? Deoarece există date internaționale și o pot compara datele acestea cu alte țări. În mediul Europa e 7 ani de zile. Deci un european în mediul trebuie să lucreze 7 ani de zile ca să poată cumpăra un apartament de 70 de metri pătrați. Sunt țări unde trebuie 4 ani, sunt țări unde trebuie 10, 12, 13 ani. Vorbim de un apartament mediu. Apartamentele noi, evident, sunt mult mai scumpe. Vă promit, cred că în următoarele 2-3 luni de zile vom avea o ediție separată a pieței imobiliare legat doar de prețurile apartamentelor. Cât costă prețurile Moldova, cât costă psihotare, cât costă chiria Moldova, cât costă psihotare. Dacă se merită să faci investiții Moldova, apropo, se merită dacă în mediu, în Europa, arenda la un apartament trebuie 30 de ani de chirie ca să întorci prețul la un apartament. În Moldova până recent era 10 ani de chirie ca să întorci prețul la apartament. Acum a crescut, altfel spus, la noi chirie e mult mai mare, de 3 ori mai mare decât în Europa, și la noi se primește că unul, dacă a cumpărat un apartament în Moldova, îi trebuiește 10 ani ca să întoarcă banii, în Europa se trebuia 30-40 de ani. Acum Moldova a crescut, cei care stau în chirie știți că acum vă mai combinam, în Moldova acum trebuie să undeva 15-17 ani și încet, încet vom ajunge și la noi la vreo 20-30 de ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Scumperi în prezent un apartament, 3 ani urmă era mai bine ca acum și acum e mai bine decât peste 3 ani de zile, dacă vrei să-l faci ca investiție. Deoarece dacă acum 3-5 ani de zile în Moldova o investiție într-un apartament se recupera în 10 ani, acum deja în 15 ani. Dar să ne întoarcem la accesibilitatea apartamentului. Vorbim de prețul mediu pe piață care încă nu a ajuns la 900 de euro. În 2005, un salariu mediu de Moldova, tu trebuia să lucrezi 36 de ani ca să-ți cumperi un apartament de 70 de metri pătrați. În 2021 noi am ajuns, 2020, noi am ajuns la minimul istoric de la independență. Apropo, în timpul Uniunii Sovietice, pentru un apartament nou trebuia să lucrezi 9 întreg și 2 ani. Cineva spune, cum că atunci îți dădeau gratis? Nu. Atunci în Chișinău 40% din apartamente erau procurate, iar 60% erau date în chirie, tu stăteai în chirie. Apropo, în Uniunea Sovietică nu a dat apartamente gratis, ele au fost privatizate după anii 90 și deja Republica Moldova e independentă. Când ați vorbit despre apartamente și prețul lor, am să vă povestesc toată istoria. Deci, în timpul Uniunii Sovietice, 40% din cei care din Chișinău cumpărau apartamente, cooperativele așa numite cooperative, trebuiau să lucreze 9 întreg și 2 ani pentru procurarea unui apartament nou. Dar, în prezent, un apartament nou în Republica Moldova este mai scump, undeva 11 ani. Deci, ne apropiem de perioada aceea. Dar dacă e un apartament, în mediu, un apartament, fie nou, fie de mâna a doua, în municipiul Chișinău, da, noi vorbim de municipiul Chișinău, în 2020 am ajuns la 8,3 ani. 2021-2022 a fost marcat de creșterea prețului apartament cu mult mai rapid decât salariul. Și noi am ajuns în 2022, îți trebuia deja 9,1 ani, aproape cu un an mai mult. Asta crea disconfort la oameni, că el simte că veniturile lui nu rămân în urmă cu creșterea prețului apartament. După aceasta, 2022-2023, în special în 2023, avem o stagnare a prețurilor apartamente, inclusiv și la cele vechi și la cele noi, salariul crește nominal, iar euro, din contră, se depreciază. Noi am ajuns că la noi salariul euro, nu o să vă vină crede, salariul mediu anual în euro în Republica Moldova, anul acesta va depăși 7.000 de euro pe an. Cei care sunt din sate și m-au zis, vă rog, astupați-vă urechile, știu că în sate așa salarii nu sunt. Salariul mediu în Republica Moldova crește. Deci noi în lei poate nu primim, după celălalt prețuri, nu, prețuri se duc în sus. Dar odată am să calculez câte kilograme de carne e la un apartament. Comparativ cu celelalte, cu produsele alimentare, cu alte bunuri, apartamentele practic nu scumpesc. Și atunci noi am ajuns în trimestrul 2 în acest an, anticipez că avem undeva 7,7 ani pentru procurarea unui apartament mediu în Chișinău și observați, este cel mai mic preț, este cel mai accesibil de la independență încoace, inclusiv și în perioada sovietică, cu excepția apartamentelor noi. Iar în trimestrul 4, în general, anticipez că prețurile apartamente nu vor mai, dacă vor crește, vor crește foarte lent, în schimb, salariul cel puțin recalculat în euro crește și noi ajungem practic la 7 ani. Deci, accesibilitatea apartamentelor iar revine chiar la un nivel mai bun decât mai la criză. Deci, apartamentele comparativ cu salariul nostru, se primește că prețul lor e cu mult mai bun decât până la criză.
banii se ieftinesc, iar băncile nu au ce face cu banii. Deci toate lucrurile acestea mă face să trag concluzia că următoarele luni noi vom avea o ieftinire a creditelor ipotecare, o creștere a competiției băncilor pentru clienți și o dorință din ce în ce mai mare a băncilor de a da credite și o dorință a oamenilor de a lua credite, că ne uităm, ei deja s-au adaptat la prețurile noi și văd că în principiu prețurile noi, comparativ cu viața cum s-a scumpit, apartamentele comparativ cu celelalte prețuri, practic acum stau pe loc. O singură problemă este dacă vom avea acces la apartamente, în special cele noi, încă o dată repet, avem cel mai mic număr de apartamente noi date în exploatare din ultimii 20 de ani de zile, de aceea aici trebuie să lucrăm, trebuie să vedem ce facem cu ramura construcțiilor. Ea este una din puținele ramuri ale economiei care anul trecut a pierdut cea mai multă forță de muncă. Practic, scăderea ramurii construcției a însemnat plecarea câtorva mii de oameni din ramură. Ușor au plecat, dar foarte greu îi vei aduce înapoi. De aceea, să nu uităm, ramura construcției este una din cele mai importante ramuri economiei naționale. 2/3 din toată avuția cetățenilor noștri este în locuință și ar fi o greșeală fatală pentru noi ca să nu ne gândim la această ramură, iar tuturor celor care planifică să gândesc ar dori să-și iau un apartament, sper că informația prezentată de mine astăzi și vă promit că voi reveni la acest subiect în lunile următoare, vă va ușura procesul greu de luare a deciziilor, iar decizia finală care veți lua va fi una bună, corectă și în favoarea familiei voastre. Vă mulțumesc și până data viitoare!